Dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție, cu siguranță specială a emisiunii Știi ce zic, aici la Dada TV. Îi salutăm deopotrivă pe cei care ne urmăresc pe platforma Observatorul pe H.ro și pe cei care urmăresc emisiunile noastre la Valea Prahovei TV, mulțumindu-le pentru generozitate partenerilor noștri de la Observatorul și de la VBTV, pentru faptul că iată ne dă ocazia să ne întâlnim cu și mai mulți telespectatori și să le oferim acestora produsele semnate Dada TV. În această seară spuneam o ediție specială, pentru că e o seară specială, la capătul unei săptămâni de extremă importanță pentru creștinii ortodoxi și vom vorbi despre semnificația săptămânii mari, despre fiecare dintre zilele acestei săptămâni, dar mai ales despre cea care o încununează și anume despre noaptea de înviere, despre momentul acesta așteptat în fiecare an cu nerăbdare de credincioși din toată lumea. Vorbim așadar despre semnificația și bucuria învierii, dar și despre perioada care precede acest moment extrem de special, cu invitații noștri, Gabriela Băducu și Vlad Mușat. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitației noastre și ați făcut un sacrificiu, preferând să fiți alături de noi și de telespectatorii noștri, în loc să fiți prezenți în comunitate, în parohia Bisericii Înălțarea Domnului, acolo unde vă aflați în mod obișnuit în seara de înviere. Mulțumesc încă o dată! Bună seara! Mulțumim și noi pentru invitație! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Pentru că am menționat Biserica Înălțarea Domnului, așa cum le-am promis telespectatorilor, vom avea imagini de la biserică și, de asemenea, sperăm din tot sufletul să putem și urmări slujba de înviere imediat după miezul nopții, atunci când preoții vor rosti Hristos a înviat, iar mulțimea va răspunde plină de entuziasm, cum o face de fiecare dată, adevărat a înviat, și se va împărți lumina pe care și-o doresc credincioșii în fiecare an, pe care și-ar dori o eternă. Până să ajungem însă la acest moment care cumva încununează Săptămâna Mare, vă propun să vorbim despre cum trăiați în alți ani, poate cum v-ați apropiat de biserică, cum ați trăit momentele acestea din Săptămâna Mare și mai ales momentul de înviere, dacă s-a schimbat ceva odată cu maturizarea dumneavoastră, și desigur aș vrea să aflu mai multe despre semnificația Săptămânii Mari, cum ar trebui să întâmpină momentul acesta al învierii lui Iisus Hristos. Eu pot să spun că am copilărit în parohia Înălțării Domnului și s-a schimbat într-adevăr foarte mult percepția mea față de copilărie, să spunem așa. Mi-au aminte că mergeam să mă împărtășesc cu ai mei, mă ceau de mână, când biserica era încă în construcție și slujba se ținea într-o baracă. Și acum diferența este extraordinar de mare, dar și percepția mea, pentru că nu realizam exact totuși ce se întâmplă și care e semnificația atât a postului întregime, cât și a Săptămânii Mari. Jertfa Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu, care alege să moară pentru oameni, pentru toți și pentru fiecare dintre noi, ca noi să căpătăm un sens. Biserica era mică, acum pe cât de mare e, la fel de neîncăpătoare, cel puțin la momente dintre acestea speciale pentru parohie, pentru cei din comunitate. A crescut probabil și parohia odată cu biserica, pe măsură ce ea s-a înălțat și numărul celor care s-au îndreptat către Biserica Înălțarea Domnului a crescut. Sigur, cu siguranță. Biserica era mică, dar totuși, părăcuța era mică, dar totuși era plină de căldură și până la urmă și acum e, adică sentimentele sunt aceleași interior, cu harul Domnului revărsat peste credincioși, cu nu știu, ajutorul preoților, slujitori. Ce amintire aveți din copilărie, să spunem? Eu am sosit ceva mai târziu în Ploiești și la parohia Înălțarea Domnului. Eram adolescent, eram un pic mai teribilist poate sau așa, dar părintele, îmi place că părintele Claudiu și chiar părintele Marian, care mi se duhovnic, folosește treaba asta cu copiii noștri. Așa ne spune nouă și mi se pare foarte impresionant. Practic suntem copii ai parohiei și ne responsabilizează cu asta de fiecare dată. Eu când am venit, biserica era deja construită în mare parte și am început așa un fel de prietenie cu preoții de acolo și în continuare încerc să mențin asta, fiind din ce în ce mai responsabil și făcând ascultare. Asta e. De altfel, biserica e mai mult decât clădirea, decât spațiul efectiv în care se desfășoară ritualurile specifice. Biserica e dată de comunitatea din jurul ei, de credincioșii pe care reușește să-i strângă împreună, să se împrietenească cu ei, apropo de relația aceasta mai degrabă prietenească, da? Cu slujitorii Domnului, care trebuie să fie aproape de credincioșilor. Aici noi trei putem forma o biserică și discuția asta până la urmă duce la chestia asta, că dacă urmăm un anumit drum și facem totul cu sufletul deschis, atunci în numele Domnului putem crea o mică biserică. Da, păi cum spune și Mântuitorul, unde sunt doi strânși despre mine, sunt și eu acolo printre ei. Într-adevăr, cum spuneați, biserica, clădirea, să-i spunem, ține mai mult de partea administrativă, așa îmi pare. Comunitatea este cea care contează și
Până la urmă și bazele bisericii drept comunitate au fost puse de Mântuitorul chiar în Săptămâna Mare. Acesta fiind așadar un prilej mai mult decât potrivit de a vorbi și despre semnificația Săptămânii Mari, dar și despre ce înseamnă biserica pentru comunitate. Data TV e un proiect care se adresează mai degrabă comunității, așa după cum probabil știți și după cum am repetat-o de fiecare dată. Cred din tot sufletul că dacă e practicat cu bună credință jurnalismul și la o manieră profesionistă, e mai degrabă un serviciu de utilitate publică și îndreptat către nevoile comunității. La fel și credința e ceva de care oamenii au nevoie, de care se agață poate momentele cele mai dificile ale lor și care le dă speranța fără de care probabil că existența noastră nu și-ar avea sensul, mai ales în momentele dificile. Spuneam de Săptămâna Mare, care începe cu o mare sărbătoare, cea a florilor, cu venirea în cetate a Mântuitorului. La Biserica Înălțarea Domnului, anul acesta a început într-un mod absolut spectaculos Săptămâna Mare, cu un concert din care am avut și câteva fragmente, și vom mai avea pe parcursul emisiunii, grație celor de la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, cărora le mulțumesc pentru că ne-au pus la dispoziție aceste materiale. A fost un concert extraordinar susținut de corul Filarmonicii Ploiești, dirijat de Eduard Dinu. Multă lume în biserică, apropo și de rostul unei clădiri, poate găzdui astfel de concerte, da? Care să te ajute să te apropii și mai mult de cele sfinte, de ceea ce înseamnă credința. Avem între timp imagini de la fața locului, oamenii încep să se strângă pentru slujba de înviere. La un moment dat, sigur, curtea va fi neîncăpătoare, străzile vor fi, circulația va fi întreruptă, pentru că știm că așa se întâmplă în fiecare an, în jurul tuturor bisericilor din oraș, dar e multă energie aici la Biserica Înălțarea Domnului. Haideți să vorbim despre Săptămâna Mare și despre semnificația, despre principalele repere. Vorbeam despre florii, da? Da, pe intrarea Domnului în Ierusalim, când practic a știut că după acest moment frumos, după această întâmpinare, el a fost întâmpinat cu ramuri de finic. La noi, prin extrapolare, se duce salcie, că nu există ramurile acestea. Și Mântuitorul a intrat călare pe un asin. Practic, mielul a intrat ca să se jertfească pentru noi. Este interesant faptul că Mântuitorul simbolizează mielul. Se aduce ca jertfă pentru noi și intră în cetatea Ierusalimului pe poarta oilor. Poarta oilor, în apropierea căreia era o scăldătoare, unde se spălau mieii care se duceau spre jertfă. Mântuitorul intră în cetatea Ierusalimului în perioada în care miei se aduceau pentru a fi sacrificați. Da. Jertfa supremă care... Da, mesajul e cât se poate de clar. Simbolistica e evidentă și înțelegem de aici că asta era misiunea pe care își asumase, de a se sacrifica pentru a ne da nouă ocazia să avem speranță la o viață veșnică. La o viață veșnică. Să avem un sens până la urmă, pentru că în asta constă viața noastră. Până la urmă este o călătorie și tindem spre viața veșnică, dacă suntem demni de ea, într-adevăr. Că dacă nu ținem de comunitate, cum spuneam, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie, da, în biserică, s-ar putea să ratăm momente foarte importante, până și Lumina Sfintei Învieri. Dar câți dintre cei care vin la înviere, care sunt extrem de prezenți în momentele astea importante, vin și la celelalte slujbe? Vin duminică de duminică sau poate vin și în alte momente ale unei săptămâni obișnuite pentru a participa la slujbe, pentru a se apropia de comunitate? Mie îmi pare că biserica în fiecare duminică este plină de credincioși. Într-adevăr, în comparație cu noaptea Sfintei Învieri, când oamenii stau în parc pe trotuare, cum spuneați, numărul este mult mai mic. Dar totuși există speranță
cât mai mulți se îndreaptă acolo unde trebuie, spre lumina. E important să vină. Că vin 10 minute, de preferat toată slujba, că o oră, că vin la înviere, important e să vină și să fie prezenți. De fapt, despre asta vorbim zilele astea, despre prezență. Și ziua asta e foarte încărcată și e o sâmbătă a tăcerii, pot spune. Așteptăm acum să vină Părintele și să ne dea lumină. Și vestea cea bună că Hristos a înviat. Până la vestea aceasta însă și chiar până la Săptămâna Mare am avut și o perioadă specială a postului pentru cei care își asumă. Ce înseamnă de fapt să postești? Pentru că din punctul de vedere al multora e un regim alimentar, da? E o dietă mai severă, poate, da? Postul e mai mult de atât, nu? Postul e cu mult mai mult de atât. Postul este o călătorie, de fapt. Am putea să-i spunem chiar un pelerinaj, în care rugăciunea ar trebui să însoțească și regimul alimentar. Dar regimul alimentar nu este neapărat unul vegetal. Noi ar trebui, poate, da, să mâncăm mai puțin, spre exemplu. Ar trebui ca în această perioadă a postului să ne canalizăm toată energia noastră, pe care o îndreptăm spre lucruri care nu sunt atât de nefolositoare, să o canalizăm spre Dumnezeu. Foamea pântecelui ar trebui să se micșoreze pentru ca foamea după Dumnezeu să crească, setea după Dumnezeu să crească. Poate ar trebui să descoperim sau să redescoperim dorul fiecăruia dintre noi după Dumnezeu. Asta ar fi semnificația postului. Poate fi privit și ca o cursă. Dacă doriți spre înălțimi, da, cu fiecare săptămână ne apropiem mai mult de înălțimea Sfintei Învieri. Dacă ne și împărtășim în post, e și mai bine, suntem vrednici, nu în fiecare duminică din post, cumva poposim și cuvântul lui Dumnezeu ne dă putere. Sfânta jertfă, dacă suntem vrednici și ne împărtășim cu sângele și trupul lui Dumnezeu, ne face mai puternici și putem să urcăm spre destinație, care e noaptea aceasta învierea Domnului. E important așadar să cunoaștem semnificația adevărată a postului, a credinței, a fiecărui moment, și din Săptămâna Mare, dar și din tot ceea ce înseamnă credință. Vorbind despre toate acestea, revenim în scurt timp, pentru că avem un material pregătit din regie, după care vom relua discuția despre momentele marcante ale Săptămânii Mari și ce înseamnă această sărbătoare a Învierii, semnificația și bucuria pe care o trăiesc toți credincioșii în această noapte. Thank you.
revenim așadar în platoul Dada TV. Ne vedem la Valea Prahovei TV și pe platforma Observatorul PHMRO. Le mulțumesc încă o dată partenerilor noștri și le mulțumesc încă o dată invitațiilor mei din studio, Gabriela Băducu și Vlad Mușat, pentru că au acceptat provocarea de a fi prezenți în această seară, nu alături de credincioșii din parohia Bisericii Înălțarea Domnului, ci aici în platoul de televiziune, dar într-un fel alături de toți cei care ne urmăresc. Până la urmă, distanțele fizice nu mai contează, mai ales când vorbim despre credință, despre ceea ce înseamnă spirit și o altă dimensiune. Le promiteam celor care ne urmăresc să vorbim și despre semnificația zilelor din Săptămâna Mare, pentru a înțelege mai bine drumul, că vorbeați de drum, drumul parcurs până la momentul învierii, pe care îl așteptăm cu toții cu nerăbdare. După ziua Floriilor și după ce Iisus vine în cetate și intră pe poarta celor care urmează să fie sacrificați, avem ziua de luni. Ziua de luni și avem o denie frumoasă, denie care înseamnă de fapt o priveghere, asta este semnificația. E vorba despre pomenirea lui Iosif, care este prefigurarea lui Iisus Hristos. Iosif este trimis de tatăl său, Iacob, să-i caute pe frații lui, care erau cu oile la pășunat. Și frații lui erau invidioși pe Iosif, erau invidioși pentru că el avea viziuni, avea un har de la Dumnezeu, avea viziuni. Ei fiind invidioși, l-au prins și au hotărât să-l omoare. L-au aruncat într-o fântână secată, au luat hainele lui, au sacrificat un ied și au mânjit aceste haine cu sângele iedului și s-au dus la tatăl lor să le spună că a fost sfâșiat, ucis de un animal sălbatic. Iosif este până la urmă vândut, este scos din frână și vândut pe 30 de arginți, iată, de aici prefigurarea, printr-o conjunctură și prin faptul că era iubit de Dumnezeu și avea har, Iosif ajunge mâna dreaptă a faraonului, iar până la urmă așa se termină frumos toată această poveste. După o foamete mare, frații vin la, se întâlnesc cu Iosif. Iosif îi iartă și le dă de mâncare și cele trebuincioase. Asta e. Iar a doua este pilda smochinului. Pilda smochinului când roditor. Pilda smochinului roditor când când Iisus aruncă blestem asupra smochinului. Este aici o poveste, am înțeles că e o vorbă din bătrâni, se spune că pomul cunoașterii ar fi fost de fapt smochinul. Și de aici a venit Hristos și într-un fel a rupt o legătură. Asta e o chestie. Așadar nu era vorba de un măr, ci poate de un smochin. Interesant este că în perioada în care Mântuitorul trece pe lângă smochinul respectiv cu ucenicii, nu era perioada smochinelor. Și totuși el caută, vrea să mănânce și pentru faptul că nu are rod, îl blesteamă. Astfel încât să se usuce și, într-adevăr, în următoarea zi este uscat. Semnificația sau ce vrea să arate Mântuitorul este puterea de a pedepsi, până la urmă, dacă și-ar propune, dar ne iubește prea mult, ne iubește prea mult ca să... Dumnezeu ne iubește atât de mult pe noi, încât pe unicul său fiu l-a jertfit. Putea să-l, cum spune și Mântuitorul, tata ar putea să-l trimită o legiune de îngeri și totuși ca să-l salveze și totuși nu o face pentru noi. Și asta se întâmplă în momentul în care chiar Iisus își pune întrebarea asta, se întâmplă chiar pe cruce, adică într-un moment extrem de dramatic. Nu doar pentru Iisus, nu doar pentru cei care erau în preajma atunci, ci de fiecare dată pentru toți credincioșii, pentru că la momentul acela toată suflarea creștină retrăiește patimile. De aia și vorbim de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, pentru că e presărată de momente dintre acestea dramatice în care Iisus, a cărui misiune e să se sacrifice pentru omenire, trece prin
prin momente extrem de dificile. Ne uităm că deja din ce mai mulți credincioși se îndreaptă către Biserica Înălțarea Domnului din Ploiești. La fel, sunt sigur că se întâmplă cu toate bisericile, nu doar din Ploiești, ci din întreaga țară. Și peste tot pe unde creștinii ortodoxi se pregătesc să sărbătorească învierea, să primească lumină. În scurt timp voi încerca să fac și o legătură telefonică directă, să stabilim o legătură cu preotul paroh, Claudiu Băzăvan, care realizează și emisiunea Întâlniri de Conștiință aici la Dada TV și care ne va putea spune mai multe despre ce înseamnă ultimele pregătiri. Practic, mai o jumătate de oră până la momentul așteptat de credincioși. Până stabilim legătura telefonică, putem vorbi de celelalte zile importante din Săptămâna Mare și să ne răbdător să aflu care e semnificația acestora. Iată, în Marțea Mare, Iisus le-a propovăduit celor 12 ucenici pilda celor 10 fecioare. Când știm bine că 5 dintre ele erau pregătite cu un de lemn în vase separate, 5 nu erau pregătite. Și în momentul întâlnirii cu mirele, așa cum mai este supranumit Hristos, 5 l-au urmat, iar 5 cele nepregătite, în momentul în care au întârziat și au vrut să cumpere un de lemn și n-au mai fost primite. De fapt, e o învățătură frumoasă că tot timpul trebuie să fim prezenți și trebuie să fim pregătiți pentru astfel de zile. În fiecare clipă trebuie să priveghem, așa cum sunt cântări extraordinar de frumoase în această perioadă. O să vorbim despre asta imediat după ce vom intra în direct cu Părintele Claudiu Băzăvan, care cred că e deja la telefon și sper că ne aude. Bună seara! Ce mă bucur să vă aud! Bună seara! Ne bucurăm și noi să vă auzim, preot dr. Claudiu Băzăvan, în direct la Dada TV. Nu în platou, cum e obișnuit, ci de data asta chiar din parohie. Sunt ultimele pregătiri, da, pentru slujba de înviere și mulțumindu-vă pentru că v-ați rupt câteva minute pentru noi și pentru cei care ne urmăresc la Valea Prahovei TV și pe platforma Observatorul Prahovean, v-am rugat să ne spuneți cam ce se întâmplă în momentul de față. Noi avem imagini de acolo și vedem că se strâng din ce în ce mai mulți credincioși, dar vrem să aflăm și de la dumneavoastră, se spune din culise de obicei, da? De acolo, din inima evenimentelor, ce se întâmplă, care sunt emoțiile pe care le trăiește cel care slujește și care se pregătește pentru acest moment deosebit? Mă întristesc că mi-era dor de Dada TV și mă bucur foarte tare că a venit Dada TV la noi de această dată și chiar vă mulțumesc că ne-ați ales și că sunteți alături de noi în această noapte, cea mai frumoasă dintre toate. E framăt, este acea așteptare febrilă, se apropie clipa cea mare, oamenii sunt foarte emoționați, ca și cum îi se pregătește ceva. Unii știu, alții bănuiesc, alții nu știu ce li se pregătește, pentru că urmează în scurt timp ca în dangătul clopotelor să fie pronunțate aceste cuvinte: veniți de luați lumină, și vom primi cu toți o vizită. Vizita celui mult dorit. Ne pregătim această vizită, domnule Claudiu Tociu și dragă Gabriela și dragă Vlad și stimați telespectatori, cu frică și cu tremur, dar cu multă bucurie. Sper să luați pulsul inimilor care bat acum nerăbdătoare și în mijlocul cărora ne aflăm. Fără îndoială, o să avem ocazia să facem asta grație imaginilor, evident și sunetului, care e extrem de important, pentru că vom avea ocazia în timp real să auzim mesajul pe care îl veți transmite, acela că Hristos a înviat încă o dată pentru toți cei care cred în El și mai ales răspunsul mulțimii. Vor fi mii de voci care vor răspunde adevărat a înviat, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Pe noi ne cuprinde un fior, așa simțim, cum peșirea spinării. Ne cuprinde o emoție teribilă și o mare bucurie, pentru că, oameni buni, dacă Hristos a înviat,
moartea, tristețea, absurdul, sunt departe, gata, s-a terminat cu ele. Dacă Hristos a înviat, viața și bucuria și lumina pe lumina, indiferent cine ești, ai făcut până acum, chiar dacă te-ai rătăcit sau te-ai înstrăinat sau ai greșit grav, contează. Dacă Hristos a înviat, ești salvat, ești fericit. Toate sunt în această noapte, și până în această noapte, dar în această noapte în mod special, despre fericire. Numai despre fericire. Așa se explică și bucuria cu care întâmpină acest moment credincioșii. Cred că am ales bine tema, semnificația și bucuria învierii. E vorba despre multă bucurie. La auzul veștii că Hristos a înviat și că noi toți avem speranța că vom avea dreptul la viață veșnică. Da, deci în noaptea aceasta sper să audă cine trebuie, avem interdicție la tristețe. În seara aceasta este numai despre bucurie, iar ziua care se deschide peste câteva minute, cam 30 de minute, este o zi care nu se va sfârși niciodată. Este ziua de dincolo de timp care intră în timp. Vine El și le umple pe toate de lumină, de sens, de intensitate, de fericire. Bănuiesc că așa, cam așa v-au vorbit și invitații dumneavoastră. Fără îndoială, a fost vorba despre bucurie, despre ceea ce înseamnă pregătirea pentru a te putea bucura de ce înseamnă acest moment. Am vorbit și despre semnificația postului și despre ce înțeleg unii prin el și despre ce ar trebui să înțelegem cu toții din asta, nu doar un regim alimentar, ci un mod de a te pregăti pentru a îl primi în sufletul tău pe Dumnezeu. Am aflat multe lucruri frumoase despre ceea ce se întâmplă în parohie și sunt sigur că vom afla și în cele ce urmează, după cum ne străduim să aflăm și care sunt semnificațiile, care este semnificația zilelor importante, reperelor importante din Săptămâna Mare. Vă mulțumesc tare mult odată pentru prezența prin intermediul telefonului, apoi pentru emisiunile pe care le realizați la Dada TV și pentru ceea ce săvârșiți acolo alături de colegii din cu parohie. Mare drag, mulțumim că ne-ați băgat în seamă și suntem tot timpul alături. Chiar dacă eu m-am retras o vreme, mă voi întoarce la dumneavoastră în studio și sperăm ca întotdeauna să vă oferim, să vă oferim sens și bucurie și lumină așa prin trăile noastre și prin ceea ce noi săvârșim aici. Mulțumim mult pentru toate veștile bune. De-abia așteptăm momentul în care să vă răspundem când ne veți spune Hristos a înviat. Mai e puțin până atunci. Mulțumim mult încă o dată. Acuș, o noapte luminoasă tuturor. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim din suflet. Vom fi cu siguranță cu ochii și cu urechile pe ce se întâmplă în parohia Bisericii Înălțarea Domnului. Revenim în foarte scurt timp aici în platoul Dada TV. Rămâneți cu noi!
venim în platoul Dada TV, pe VPTV și pe observatorul pe h.ro, alături de Gabriela Văducu și Vlad Mușat, pentru a vorbi despre momentele importante din Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, momentele care preced așteptata înviere a Mântuitorului. Până aici însă aș vrea să nu ocolim un subiect care a fost extrem de discutat în ultima perioadă, și anume faptul că, iată, credincioșii și catolici și cei ortodoxi sărbătoresc în momente diferite învierea Domnului. Și nu știu dacă o să surprind pe cineva, dar părerea mea e că nu-i nimic rău în asta, până la urmă. Cred că, în egală măsură, credincioșii ortodoxi s-au bucurat și săptămâna trecută, când au sărbătorit floriile, dar știau că fraților catolici au sărbătorit învierea. Și la fel, nu cred că nu se bucură încă o dată și credincioșii catolici în seara asta alături de fraților ortodoxi. Adică, până la urmă, poate fi o ocazie de a te bucura de două ori de acest moment, care are aceeași semnificație și pentru unii și pentru ceilalți. Ce părere aveți de subiectul ăsta controversat, să spunem? Poate că mulți dintre noi și dintre cei care și-au exprimat multe opinii, să spunem așa, în mediul online ultimul timp despre acest subiect, nu știu că în 1923 a avut loc un sinod la Constantinopole, unde s-a stabilit că bisericile ortodoxe se vor alinia calendarului răsărit apusean, da, gregorian, să spunem așa. A fost un pic controversat subiectul respectiv la acel moment. S-a stabilit că se pune în practică imediat după. Nu toți s-au aliniat cu acest calendar și pentru că nu toată lumea l-a adoptat, să spun așa, s-a stabilit ca Paștele să fie sărbătorit în același timp de toate bisericile ortodoxe. Pentru că nu există unitate, fiecare biserică ortodoxă ține de țară, mă rog, de care în interior Coreea este. Fiecare are patriarhul ei. Exact, și... Exact, da, da. Și autonomia ei. Noi sărbătorim în prima duminică cu lună plină după echinocțiu de primăvară. Mi se pare că are tâlc asta, fixarea acestei date, pentru că e... Natura învie, odată cu învierea Domnului, cum ar trebui și noi să ne schimbăm și să înviem odată cu Mântuitorul, nu? Să ne schimbăm. Data, nu știu dacă Mântuitorul chiar ține cont de o dată calendaristică. Astea sunt niște aspecte pentru cei care caută nod în papură și vor să creeze vrajba așa. Eu cred că e mai important să ne concentrăm pe ceea ce ne apropie pe unii de alții și să lăsăm deoparte detaliile astea, exact, care tind să ne despartă. Da. Cu siguranță au aceeași semnificație zilele din Săptămâna Mare și pentru catolici și pentru ortodoxi, așa că haideți să revenim la subiect. Am ajuns la ziua de marți. La ziua de miercuri. Ziua de miercuri deja, e adevărat. Ziua de miercuri este pomenirea femeii păcătoase care i-a spălat picioarele Mântuitorului cu mir și cu lacrimi și care s-a căit pentru păcatele ei. Moment în care apostolii au cârtit puțin și nu înțelegeau toată situația asta, chiar se întrebau de ce nu a vândut mirul, care era destul de scump atunci, și putea să dea la săraci din acei bani. Dar Hristos, bineînțeles că și prin a dovedit și le-a și spus că toată lumea se poate îndrepta. Toată lumea poate să se mântuiască. Și de aici apostolii, bineînțeles că au tras învățămintele. Tot miercuri este și motivul pentru care noi postim în fiecare miercuri, și anume e ziua în care Iisus a fost vândut de către Iuda pe 30 de arginți. Și cam asta ar fi cu ziua de miercuri. Cu ziua de Dacă miercuri, aș putea să adaug ceva, ungerea Mântuitorului cu mir de către păcătoasă se face totuși în prefigurarea morții sale.
El are o moarte, o să vedem în câteva minute, o să discutăm despre asta. Și nu e timp pentru datina care era atunci în acea perioadă și în acel stat. Și atunci păcătoasa, inspirată oarecum și de Duhul Sfânt, face, exact, efectuează acest ritual, da, pentru înmormântarea Mântuitorului. Chiar le spune ucenicilor că o face pentru înmormântarea mea și cât timp se va vesti Evanghelia și ea va fi pomenită. Da. Și spune că pe săracii veți avea mereu, dar pe mine nu. Da. Nu o veți avea întotdeauna. Da, dincolo de semnificații, există și învățăminte în fiecare dintre aceste întâmplări. Ăsta e rostul pildelor, până la urmă, să luăm aminte la ele și să învățăm ceva de pe urma lor. Joia nu e o joie obișnuită în niciun caz, e joia patimilor. Da, joia celor 12 evanghelii, care începe cu spălarea. E o inversare de roluri aici, când Hristos se zmerește în fața apostolilor și le spală picioarele și le spune, și ei la rândul lor trebuie să facă asta când vor merge în lume să propovăduiască cuvântul lui. Și fiecare dintre noi, dacă vrem să fim în frunte, ar trebui să învățăm să slujim celorlalți până la urmă. Mântuitorul vine și Dumnezeu nu ca noi să-i slujim. El ne slujește nouă. El la dispoziția noastră. Asta ar fi o lecție. Ar trebui să fie o lecție utilă pentru cei care ocupă funcții de conducere, inclusiv în sistemul laic. Ar trebui laic, să se gândească pentru politicieni, pentru demnitari, la nevoile, ar trebui să fie în slujba celor care îi propulsează acolo și nu ceilalți în slujba lor, în serviciul lor. Din păcate, e o lecție pe care prea puțin o învață. Din păcate, efectiv. Avem și imagini, trebuie să subliniez că în afară de imaginile din parohia, de la Biserica Înălțarea Domnului din Ploiești, avem și imagini preluate de la Trinitas TV, imagini de la Catedrala Patriarhală, acolo unde în capitală se mobilizează de asemenea mulți credincioși care vor să asiste la slujba oficiată de Patriarh, de Preafericitul de Daniel. Revenim însă la ziua de joi, la joia patimilor și la momentele care urmează. Avem cina cea de taină, momentul atât de important, în care Dumnezeu spune foarte frumos: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Îmi place cuvântul ăsta, se frânge. Are așa o anumită încărcătură emoțională aparte. E practic toată suferința pe care a îndurat, pe care o va îndura, de fapt, și într-un singur cuvânt. Și după care acest pahar este legea cea nouă într-un sângele meu care se varsă pentru voi. Iată, este ritualul sfânt al împărtășaniei. Hristos practic se pogoară către fiecare dintre apostoli și prevestește învierea. De fapt, urmează apoi vinerea neagră și apoi învierea, momentul pe care toți îl așteptăm. Noi, având acum și perspectiva, cunoscând ceea ce urmează să se întâmple, sigur că înțelegem altfel, traducem altfel fiecare dintre gesturile și cuvintele Mântuitorului. Se pare însă că unii dintre apostoli nu le-au înțeles la momentul potrivit, de aceea și au fost atât de surprinși mulți dintre ei la momentul învierii și abia atunci, dând filmul înapoi, cum se spune, au reușit să pătrundă semnificația celor petrecute. Cred că niciunul dintre ei la acel moment n-au înțeles semnificația tainei Sfintei Împărtășanii și spune Mântuitorul: aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, mai ales că le spune la acel moment că unul dintre voi mă va vinde și niciunul nu... Erau nedumeriți toți și se întrebau: oare eu, învățătorule, până și Iuda
l-a întrebat pe Mântuitorul, oare eu te voi vinde, Mântuitorule? Învățătorule, de fapt. Deci formula corectă ar fi fost, unul dintre voi mă va fi vândut deja. Da. Lucrurile fiind deja puse la cale, să spunem, adică cineva acceptând să fie plătit pentru a-l, pentru a-l trăda pe, pe Mântuitor. E extrem de important momentul acesta al cinei de, de taină. Nu întâmplător a și fost surprins de nenumărați artiști. E, e ilustrat în, în, în multe... Da, și reinterpretat, da. Și fiecare bucățică din poză și fiecare apostol cu gestul lui. Am văzut diverse opinii. Da, sunt supoziții. Următorul lucru care se întâmplă este rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani. Moment în care, acolo, în grădina Ghețimani, este trădat de Iuda, vine Iuda și, și îl trădează, le spune că pe acela pe care îl voi săruta, pe acela să-l luați că, și să-l arestați. Înainte de momentul josnicului gest pe care Iuda l-a făcut, cred că ar trebui să menționăm că în grădina Ghețimanii, când Mântuitorul se ruga, a rămas singur. Până și cei trei ucenici pe care i-a luat cu el mai aproape și i-a lăsat să privegheze, să se roage, au ațipit. Mântuitorul a rămas singur în acele momente și... De multe ori mă gândesc că și nouă ni se întâmplă, adică scena s-ai senzația asta, s-ai sentimentul noi. Că ești singur. Nu, că noi îl lăsăm singur pe Mântuitorul, pe... prin tot ceea ce facem, prin faptele noastre. Un ceas avea nevoie să privegheze cu el și nu au fost în stare. Și a fost singur, mă rog, rugându-se către Tatăl și până la urmă firea omenească din Mântuitorul s-a rugat... Dacă este cu putință, treacă de la mine acest pahar, să zicem, acest... Și până la urmă a zis, facă-se, Doamne, voia ta, nu a mea. Da, se discută, insistăm și e normal să discute despre faptul că pe de o parte e Fiul lui Dumnezeu, pe de altă parte e om care trăiește aceleași da, emoții, păi, aceleași temeri, aceleași, doar că reușește să le depășească, având în vedere natura sa și misiunea pe care și-a asumat-o și să accepte că trebuie să facă voia celui de sus. A fost un moment în care firea dumnezeiască a învins firea omenească și a ajuns care la spiritul pace. Se ridică deasupra fizicului, cred că și despre asta e vorba, da. Până la urmă, esențializând cumva lucrurile sau simplificându-le. Poate ne permis de mult după părerea unora. Vom ajunge și la ziua de vineri, evident, care o precede în mod evident pe cea de sâmbătă, pe cea pe care o trăim astăzi, dar după ce vom mai lua o scurtă pauză, avem iarăși un material pregătit din regie și apoi revenim pentru a vorbi despre semnificația și bucuria învierii. Oh,
încă o dată celor de la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, prietenilor de acolo, pentru că ne-au pus la dispoziție acest material. Am avut parte de fragmente din concertul extraordinar susținut de Filarmonica, dirijată de Eduard Dinu, concert care a avut loc în Biserica Înălțarea Domnului, Biserica Eroilor din Ploiești. Am ajuns în Săptămâna Mare la ziua de vineri și la semnificația acestei zile, la evenimentele importante de pe parcursul zilei de vineri. La patimile Mântuitorului, efectiv la ceea ce am durat, vorbeam un pic mai devreme despre gestul josnic al lui Iuda. Mi se pare cumplit că l-a trădat, adică l-a dat în vileac față de temnicer cu un sărut, simbolul prieteniei. Și când sărutându-l îi spune învățătorule. Cred că pe Mântuitorul gestul ăsta l-a supărat cel mai mult, l-a mâhnit. Propriul lui ucenic l-a vândut cu un sărut. Ce urmează, cred că știm cu toții, a fost pălmuit, a fost batjocorit, a fost judecat pe nedrept, doar pentru că a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a vindecat pe cei bolnavi. Este foarte interesant, Giovanni Papini spune că Iisus Hristos nu a putut să acorde concetățenilor săi decât o fărâmă de pâine, întreaga sa dragoste și întregul său sânge. Și nu a fost de ajuns. Avem deja imagini cu lumina din biserică. Vorbea părintele Claudiu Bezovan despre freamătul acela care cuprinde comunitatea. Sunt convins că acum freamătul sporește pe măsură ce prin ușile deschise ale bisericii se văd lumânările aprinse din ce în ce mai multe. Lumina va ajunge până la urmă la toți credincioșii din toată parohia, nu doar din Ploiești, din toată țara. Vinerea e o zi cumplită pentru Mântuitor și pentru toți cei care au crezut și cred în El. Dar e și momentul în care practic își atinge obiectivul și îndeplinește misiunea, se sacrifică pentru a ne da nouă speranță. Mântuitorul este răstignit și nu după mult timp, spre uimirea tuturor celor de acolo din jur, își dă Duhul, încredințează în mâinile Tatălui și ajunge la iad, unde oferă viață celor din morminte. Este paradoxal și noi la slujba prohodului de ieri am cântat prohodul, da, rânduiala înmormântării Mântuitorului, trecem pe sub Sfântul Epitaf, care semnifică punerea în mormânt, și deodată începem să cântăm fericirile. Nu? E surprinde. Nu te aștepți din afară, dacă nu înțelegi semnificația, nu te aștepți la asta. Dar noi prefigurăm învierea. Mântuitorul moare pentru noi ca să ne dea viață veșnică. Și așa se explică bucuria care vine imediat după momentele acelea cumplite, pentru că, de fapt, pentru asta ne-a pregătit toată săptămâna patimilor. Avem ușile deschizându-se din ce în ce mai larg pentru lumina care va ajunge în scurt timp la credincioși. Noi și recunoaștem pe preoții din parohie. Iată, mi se citește bucuria în priviri și sunt sigur că așteaptă cu la fel de mare nerăbdare să le dea vestea cea bună credincioșilor, la fel cum cei care au aflat că Iisus a înviat prima dată s-au grăbit să le dea vestea celor care au crezut în El. Într-adevăr. Și lumina sfântă. E multă bucurie, se vede acolo în biserică. Entuziasm.
Regretați că nu sunteți acolo acum? Da, ne bucurăm că suntem aici. Da. Și noi vă mulțumim că ați acceptat provocarea asta de a fi prezenți mai de la distanță de data aceasta. E o experiență și e o ocazie de a le împărtăși vestea și bucuria învierii și celor care nu pot să fie prezenți acolo. Sunt o mulțime de persoane cărora poate starea fizică nu le permite să ajungă, dar care, având acces la un televizor, la un calculator, pot astfel să bucură odată cu noi. Și iată, preoții ies pe ușa bisericii, se apropie de mulțime și o să le dea vestea cea mare. Sper să aveți și sunet și sunt convins că va fi o mare bucurie când vom auzi Hristos a înviat. Veniți de primis lumina, veniți de primiți lumină, veniți de primiți lumină, veniți de primiți lumină. Acesta e momentul în care lumina se transmite de la un credincios la altul. Emoționant. Dacă am avea o imagine de ansamblu, sigur ați vedea cum se răspândește în toată mulțimea lumina și cum în câteva minute va ajunge și la cel mai îndepărtat credincios aflat în zonă. Din experiență știu că se blochează circulația pe străzile limitrofe și nu sunt niște străzi mici, vorbim de Șoseaua Vestului, vorbim de Cantacuzino. Se circulă fie doar pe bandă, fie deloc în momentele astea, dar nimeni nu mai pare deranjat de situație. Oricât de nervoși ar fi ploieștenii în trafic, în mod obișnuit, când vorbim de noaptea de înviere și de ceea ce se întâmplă acolo, toată lumea pare să revină la sentimente mai bune și, în urmă, și despre asta este vorba. Avem un paralel și imagini de la Palatul Patriarhiei, unde, iată, de asemenea, preoții se duc în mijlocul credincioșilor pentru a le oferi lumină. Și bai lumină de la Ierusalim, bai lumină provenind din alte surse, cred că asta chiar n-are o așa mare importanță. Importantă ideea de lumină, semnificația pe care o are aprinderea unei lumânări. Până la urmă, ce se întâmplă la Ierusalim este o minune dumnezeiască, dar lumina simbolizează până la urmă trecerea noastră de la întuneric, da, la lumină, e bucuria deplină. Lumină înseamnă cunoaștere până la urmă. Nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, îl recunoaștem și avem șansa să, o nouă șansă, să ne schimbăm totul ia de la început în aceste momente. E vorba de multe începuturi când vorbim despre înviere și în general când vorbim despre credință, că se spune că la început a fost cuvântul și era un cuvânt care lumina, da? Era care ajuta să zidești, să construiești, să luminezi, să iei la cunoștință, să realizezi care e misiunea ta, care e scopul tău în viață, care e scopul existenței tale pe pământ și eventual ulterior într-o existență ulterioară. Într-adevăr. Și oamenii n-au umblat cât au avut lumină cu toate astea, dar acum e moment de bucurie. Nu mai contează, avem șansa chiar în ultimul ceas să ne îndreptăm și să intrăm la, să fim părtași mesei îmbelșugate pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Avem imagini deopotrivă de la Palatul Patriarhiei și iată și din Ploiești, de la Biserica Înălțarea Domnului. Acolo încă mai sunt credincioși care așteaptă să primească lumina și, desigur, vestea cea bună că Hristos a înviat.
Imaginile sunt, vorbesc de la sine, sunt grăitoare. În ceea ce privește numărul mare de participanți, iată cât de mulți, cât vezi cu ochii, sunt credincioși care au venit să participe la slujba d'înviere și între care mulți în scurt timp vor pleca, e drept, către case și pentru a le da și altora lumină și pentru a le da și altora vestea cea bună că Hristos a înviat, dar și pentru a se bucura de ceea ce înseamnă ziua de duminică, ziua de Paște, pentru că un moment dincolo de ceea ce punem sau nu punem pe masă, un moment în care te strângi cu cei dragi și aproape și te bucuri. Te bucuri de un nou început, de lumina. Este ziua de sărbătoare. Parcă este o fărâmă din veșnicie pe care Dumnezeu ne oferă în astfel de zile, cum este ziua de Paște, în care nu mai contează nimic altceva. Astăzi, până la urmă, am scăpat de hainele de doliu și acum ne îmbrăcăm frumos în alb și ne bucurăm de înviere. Asta ar fi semnificația acestei zile, pentru că tot am parcurs toată săptămâna cu momentele acelea dramatice care ne-au pregătit însă pentru bucuria asta, că vorbeam de aspectul ăsta dual, să-i spunem, da? Pe de o parte, suferă toți credincioșii alături de Mântuitor, dar știind acolo că va veni și momentul învierii, va veni momentul în care toată suferința asta va fi răsplătită. Nu se va fi dovedit fără sens, fără rost, ci dimpotrivă. Suferim împreună cu El pentru ca împreună cu El să înviem. Da. A fost un maraton de 40 de zile. Acum suntem la final și am reușit. Noi ne-am concentrat pe săptămâna mare, da. Dar a fost toată perioada postului presărată cu momente semnificative pentru credincioși, la fel cum tot anul. De altfel, poate produce revelații în momentul în care studiezi cu atenție semnificația fiecare zile și a evenimentelor care s-au produs de-a lungul timpului. Da, așa cum spuneam la început, că postul este o călătorie, am ajuns, iată, la destinație și totul capătă sens. Viața noastră aici, pe pământ, are un sens, da, viața veșnică. Și, până la urmă, așa cum postul e o călătorie, și viața noastră e o călătorie spre mântuire, spre dobândirea mântuirii. Cred că ne apropiem de momentul în care preoții vor spune Hristos a înviat. Să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul.
Și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. Și de frica lui s-a cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți că știu pe Iisus cel răstignit și pe El îl căutați. Nu este aici, ci a înviat, precum a zis. Veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând spuneți ucenicilor, că a înviat din mor și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Și iată v-am spus vouă, iar ele plecând în grabă la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus ne-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți! Duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strajă venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe el când noi dormeam și de se va auzi acesta la dregător. Noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă vom face. Iar ei, luând arginți, au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slavă sfinte și cele de ofințe de viață, făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și bucurea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dă. Risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cel ce nu răsped însul. Iisus a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.
să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Așa să piană vrăjmașii de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii să se bucure. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Hristos a Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Această sfântă biserică și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tonecazule, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita noastră stăpână de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, ție se cuvine toată slava, cinstă și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bucurea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! 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 Psalmistului, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți, luminați, iubiți frați, surori și copii ai Domnului. Se spune că un părinte mai în vârstă a murit. Și ucenicii lui au venit, s-au adunat în jurul patului său, i-au întins trupul și au început să-l plângă din calea afară. Pentru că fusese un părinte bun. Și tot plângând ei, deodată, părintele a deschis ochii și a început să râdă în hohote. Ăștia au un lemnic. A închis ochii, iarăși a deschis și a început să râdă în hohote. Ăștia erau șocați. După care și-a deschis larg brațele și a început să râdă în hohote. Păi, ucenicii l-au întrebat, părinte, abia un găimat, erau
Îngroziți. Părinte, noi de ce te plângem din calea afară? Iar tu râzi. Și el cu un zâmbet larg le zice: dragii mei, am râs de 3 ori. O dată pentru că voi vă temeți de moarte și n-aveți motive. A doua oară am râs pentru că încă voi nu sunteți pregătiți de moarte, dar veți fi. Și a treia oară am râs pentru că la capătul nevoințelor vă așteaptă pacea și bucuria. Sigur, putem considera că părintele în cauză era un pic cam scrântit. Dar pe de altă parte, pilda din Pateric este asumată în plan liturgic. De ce? Pentru că și noi facem la fel. Adică am putea fi socotiți la fel de smintiți. De pildă, în toiul slujbe de mormântare, noi nu găsim altceva de cuvință decât să cântăm fericirile și, la final, bucurați-vă și vă veseliți. Mai vedem câte unul care tresaltă, nu mortul. Unul dintre cei vii. Ce zice părintele? Cum adică bucurați-vă și vă veseliți? Acum, în timpul înmormântării, mai mult decât atât. Acum 2 seri. În cea mai sângeroasă și cea mai dramatică denie. După ce am citit Evanghiile în care a curs mult sânge și au curs multe lacrimi, după ce l-am spânzurat pe Hristos pe cruce, l-am așezat în mijlocul bisericii. Știți ce am făcut? Am preluat cuvintele tâlharului: pomenește-mă, Doamne, când vei veni împărăția ta. Și apoi, ca smintiți, am început să cântăm fericirile. Bucurați-vă și vă veseliți. În toiul cele mai dramatice slujbe din ani. Da, ne bucurăm și ne veselim, pentru că moartea nu mai e ceea ce pare. Moartea e cu viață. Moartea deschide drumul spre viața adevărată. Noi ne bucurăm și ne veselim sfidând și tristețea și moartea. Hristos a rezolvat problema. Moartea nu mai este decât o trecere, paște, către viața deplină. Noi ne bucurăm și ne veselim pentru că această zi deschide drumul către viața fără de sfârșit. Iar această zi, pe care mult am așteptat-o, mult am așteptat-o, de 8 săptămâni ne pregătim, și Hristos a așteptat-o, că zice la un moment dat, cu mult dor, am doit, am vrut să mănânc acest paște cu voi. Evident că e vorba despre noi. De 8 săptămâni așteptăm această zi, dar această zi nu se va termina niciodată. Este o zi fără sfârșit. Este ziua cea mai luminoasă care deschide drumul către viața veșnică și fără de sfârșit. Gata cu moartea, gata cu tristețea. Suntem vii pentru totdeauna. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne veselim, să ne bucurăm în ea. Doamne, caută spre noi, nu te uita la slăbiciunile noastre, nici la păcatele noastre, nu le băga în seamă. Tu ia aminte la privirile noastre îndreptate către tine. Vrem, nu vrem, suntem ai tăi, așa cum suntem noi, dar vrem să fim cu tine. Tu cu noi, Doamne, noi cu tine, împreună. Ieri, azi și mâine, în veci. Amin. Amin. Punem punct aici rugăciunii pascale, primei părți. Vă invităm în biserică. Acum, nu vă mulțumiți cu frimituri. E păcat, nu? Festinul abia a început. Campionii adevărați vin în biserică. Nu se duc repede să pună masa, da? Vă garantăm că și bucatele, chiar și vinul pică mai bine după rugăciunea din biserică. Vă așteptăm, deci. Paște aveți la îndemână pentru toată lumea. Să ne bucurăm, deci,
Hristos a înviat și totul s-a umplut de farmec. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căi cânt, și celor din morții. Hristos a înviat, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. A fost o mare bucurie să asistăm chiar și de la distanță la slujba oficiată de preoții Bisericii Înălțarea Domnului și să ne bucurăm alături de credincioșii din parohie, de credincioșii din toată Ortodoxia, de momentul acesta îndelung așteptat. Sigur că și bucatele au alt gust acum și mesele și discuțiile din jurul lor vor avea alte semnificații și în lumina predicii rostite de părintele Claudiu Băzăvan. Impresii la cald acum? Cum vă pregătiți pentru zilele ce vor veni? Bucuria e deplină acum. Trebuie să ne dezmedicem un pic. Mântuitorul a biruit moartea și sperăm să rămânem în lumina Sfintei Învieri și în bucuria deplină să fie cu noi. Cât mai mult să fim vrednici. Da, să ne bucurăm, să fim din ce în ce mai buni, să învățăm din această sărbătoare ce avem de făcut mai departe și să așteptăm cu bucurie înălțarea, următoarea mare sărbătoare. Când mă spune, adevărat s-a înălțat. Mulțumim tare mult pentru că ați fost astăzi prezenți alături de noi și de cei care ne-au urmărit. Le mulțumim partenerilor noștri de la Valea Prahovei TV și Observatorul Prahovean. Mulțumim echipei tehnice formidabile care a reușit această performanță. Îi mulțumesc lui Marius Daniel, îi mulțumesc lui Andreea Salman, le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această performanță și în primul rând vă mulțumim dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și cărora vă spunem încă o dată Hristos a înviat. Să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine și să avem parte de multă, multă bucurie, de multă lumină în toate zilele ce vor urma. Toate cele bune vă dorim! Și viața e